Această rubrică este oferită de MECON. În anul 1454 s-a născut Americo Vespucci, a fost unul dintre cei mai mari navigatori. În anul 1890 s-a născut Viaceslav Molotov. A fost unul dintre cei mai importanți conducători ai guvernului sovietic începând din deceniul al treilea al secolului trecut, când a fost propulsat la putere de către protectorul său Stalin. A fost principalul semnatar din partea sovietică a pactului de neagresiune sovietico-german din anul 1939. În anul 1934 s-a născut Yuri Gagarin, a fost cosmonaut sovietic, erou al Uniunii Sovietice. La data de 12 aprilie 1961, el a devenit primul om care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului. A primit numeroase medalii în diferite țări pentru zborul său de pionierat în spațiul cosmic. În anul 1943 s-a născut Robert Fischer, a fost un jucător de șah american al 11-lea campion mondial. În anul 1944 s-a simțit în viață Grigore Antipa. A fost naturalist, biolog, darvinist, zoolog, ecolog, oceanolog și profesor universitar român. Este savantul care a renovat total și instalat în anul 1906 Muzeul Național de Istorie Naturală, care acum îi poartă numele. În anul 1961 s-a simțit în viață Cezar Petrescu. A fost romancier, novelist, traducător și gazetar român, redactor la Adevărul Dimineața, Bucovina și Țara Nouă. În anul 1971 s-a simțit în viață Ion I. Agârbiceanu, A fost fizician, fiul protopopului și prozatorului Ion Agârbiceanu, specialist în fizică atomică, spectroscopie. S-a remarcat drept proiectantul primului laser cu gaze din România între anii 1960-1961. În anul 2006 s-a stins în viață Laura Stoica, a fost cântăreață, compozitoare de muzică pop rock și actriță de origine română. Este adesea considerată drept cea mai importantă solistă de rock din România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone. În anul 1796, Napoleon Bonaparte s-a însurat cu Josephine de Boarne, văduvă unui ofițer francez executat. În anul 1831 a fost înființată Legiunea Franceză Străină de către regele Franței Ludovic Filip I. În anul 1842 a avut loc premiera absolută a operei Nabucco de Giuseppe Verdi. În anul 1862 a avut loc prima luptă navală din lume între două cuirasate. În anul 1991 noul tratat al Uniunii Europene a pus bazele conceptului de monedă unică euro care a intrat în folosință în prima zi a anului 2002. Această rubrică a fost oferită de Mecon.